Piața civică a municipiului Vaslui s-a dovedit a fi neîncăpătoare în noaptea dintre ani. Sute de vasluieni au vrut să numere împreună ultimele secunde ale vechiului an și să se bucure de începutul lui 2010 cu artificii și șampanie. 3! 2! Vasluienii au dat mai apoi startul petrecerii, uitând de grijile și nevoile lui 2009, dar trăind cu speranța că anul ce a venit va fi mai bun. Petrecerea cum este? Frumoasă, faină. V-a plăcut? Da, foarte mult. Frumos în Vaslui, eu sunt din Iași, nu sunt din Vaslui. Mai bine pentru 9 ani, sperăm că mai bine. Și petrecerea cum este? Frumoasă, nu ne așteptam să fie așa frumoasă. Cum e petrecerea? Bine, mișto. Ți-a plăcut dar dificile? Da. La mulți ani pentru toată România! Cum e anul 2010? Foarte bine, foarte bine, foarte frumos anul ăsta! Cum e petrecerea? Foarte frumos! Edile locali nu s-au despărțit de vasluieni nici în noaptea dintre ani. Primarul Vasile Pavel, alături de cei doi viceprimari și familiile lor, s-au integrat rapid în atmosfera de dans și voie bună. A început optimist, cu foarte multă lume în piață, cu bucuria de pe fețele lor și cu încrederea că vom reuși. Cum e petrecerea? Zic eu că e frumoasă. Se putea și mai bine, dar trebuie să avem în vedere că e un an dificil. Vreau un an de liniște, cu foarte multă sănătate, în care toată lumea să fie sănătoasă, să aibă buzunarele pline de bani, bineînțeles, să putem lucra în liniște. Am început bine, deci am început cu dreptul, dansăm, ne petrecem, să sperăm că anul 2010 va fi unul favorabil. Petrecerea începută la ora 22:30 de Rapsodia Vasluiului a continuat în noul an cu muzica mixată de DJ.